Și în vederea aceasta, Domnul va pregăti slujitor. S-a văzut că se vedea mantare albe și o autoritate să saci cu gând. Ca să vrănească cu gând. Dumnezeu să lucrează în direcția aceasta. Dar am văzut că unii au apărut cu cingători împletite care avea tot felul de împletituri care nu erau după voia Domnului. Și Domnul ce voi îngădui o vreme de furtună ca să se facă o deosebire dintre cei care au cingătorile drepte sau cei care au altfel de cingători. Și când a trecut furtuna, a dat în cunoștință că am văzut că la unii le-au căzut de pe cingători acea vopsea care se vedea așa albă. Și au început să li se apară, să le apară adevărata o cingătoare. După ce a trecut aceasta, am găsit această furtună, am văzut că la unii le-au căzut așa cu cintură și au aruncat cu sădune, nu mai vreți să facă aceasta. Și au luat cingători pe care le-au primit din mâna Domnului. Domnul să ne binecuvânteze, să le dea pe cele în direcția aceasta, noi să rămânem înciși cu cingătoarea adevărului, să Domnul să ne binecuvânteze în direcția aceasta. Am vrea să facem în seara aceasta o rugăciune. Cred că cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem în seara aceasta este ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă, să ne rugăm ca Dumnezeu să facă o legătură a Duhului. Amin, amin. O unitate. Un cuvânt din Scriptură care Domnul mi-a dat, din Ioan capitolul 34, am vrea să citesc câteva versete din acest loc. Dacă dă El pacea, cine poate să o tulbure? Amin. Aleluia.